Salut prieteni și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de reconstruiri. Astăzi avem echipa Shakhtar Donetsk, băieți, fosta echipa lui Lucescu, condusă de fostul jucător a celor de la CFR, de Zerbi, mi se pare că îl cheamă. Da, în acest rebuild vom folosi doar jucătorii brazilieni, băieți, după cum știți, Shakhtar este o mare pepenieră de brazilieni, cumpără cam tot ce poate prin Brazilia și vând pe sume exorbitante. Haideți să vedem și noi echipa asta. Cred că avem vreo 4-5 brazilieni, dacă nu mă înșel, avem ce să vindem. Nu-i problema de bani, numai să avem clauze de reziliere la jucători ca să putem să-i cumpărăm. Ia să vedem ce echipă avem. 100% o echipă foarte bună, au ceva jucători brazilieni tineri de mare viitor. Ia, Fernando, 22, o să-l jucăm. Tete, mi se pare că e brazilian, Pedrinho, și ăsta e tot brazilian, nu? Da, e bine, asta poate să joace aici. Da. Stepanenko, va trebui să-l vindem. Maicon, să-l ținem pe Maicon, o să-l ținem, că n-avem ce să face. Solomon, ăsta mi se pare că este israelian, da. 21 de ani, este foarte, foarte bun, băieți. Chiar îmi pare rău că va trebui să-l vând. Ismail este brazilian, dar este bătrân rău. Mativenko de vânzare, Marlon de vânzare, Dodo o să-l ținem. Încă îl mai joacă pe Piatto, mă, la 37 de ani. Băi, ești neamă, eu avem pe Marcos Antonio. Deci am rezolvat problema în mijlocul, de să băgăm și formația. 4-3-3-3-3, așa, Pedrinho, deci deja avem un mijloc de... Avem un mijloc de brazilieni, deci ne trebuie o apărare foarte bună. Trubin ăsta e foarte bun, să jucăm pe Vitau, dar e cam slab, rău, 21 de ani, 67, a scăzut mult, în FIFA trecut a fost foarte, foarte bun. Da, bun, dar l-au luat și pe Traore ăsta de la Lyon, e foarte, foarte bun, l-a cumpărat de câteva ori, a crește extraordinar de bine. Încă l-au pe Moraes de a juca la Gloria Bistrița, cred că a jucat și la... Gloria Bistrița, nu mai știu la cine a jucat, mai jucat Moraes, știu că a mai jucat la o echipă bună în România, dar nu mai țin minte. Sudakov ăsta e bun, dar da. Deci va trebui să cumpărăm doi fundași centrali, un fundaș stânga brazilian, un portar brazilian și o aripă stânga braziliană și vom fi bine. Ia, la Academie avem și noi ceva. Ca să mai faci și noi un bănuț. Câți bani avem? 14 milioane, avem și buget ca lumea. Bă, nu aici am. Nu aici, Varusane. Ia uite, l-avem pe ăsta de 16 ani, Atkins. Mijlocaș central, uite și postarul ăsta e foarte bun. Da, băi, să haideți să dăm drumul la transferuri, să fac niște scouting, să vedem ce brazilieni sunt disponibili. Da, prieteni, am decis să aduc un nou atacant, pentru că nu prea am încredere în cel Fernando. L-am adus pe acest Evan Nilsson de la Porto, am dat 13.200.000 pe clauza de reziliere. Eu zic că este un preț foarte, foarte bun. Încă căutăm oarii pe stânga. Dar nu prea găsim pe nimeni cu clauză de reziliere. Poate găsesc pe cineva care pot să-l cumpăr, dar mă îndoiesc. Da, l-am vândut pe Marlon 3.800.000 la Sampdoria. Am vândut foarte mulți jucători, băieți. L-am vândut pe Stepanenko la Burnley cu 10.500.000. L-am vândut pe Marlos cu 11.500.000 la Tigres. Și cam atât. Al doilea nostru transfer, această aripă stânga, Prazeracinio, l-am dat pe Solomon și 6 milioane la schimb, l-am luat de la Flamengo, 78 deja, 21 de ani, sperăm că va fi un superstar. De obicei când cumperi jucători din Brazilia nu prea cresc, mă refer din campionatul Braziliei, nu știu de ce, sperăm că ăsta va crește, dacă nu schimbăm tactica imediat, o să iau și pe altcineva în locul lui Maicon, ăsta m-am gândit mai bine, e bătrân, rău. Și doi fundași centrali, deja l-am adus pe Cipriano înapoi, a fost în împrumut la nu știu ce echipă, l-am adus direct, vreau să joace, are 22 de ani, 70. L-avem pe Dodo în dreapta, deci ne trebuie doi fundași centrali și un portar și un mijlocaș și gata. Încă doi brazilieni foarte, foarte buni și foarte ieftini. Primul este acest fundaș, Juli Freitinho, l-am luat de la Bahia, da, 9.500.000 clauza de reziliere, foarte, foarte ieftin. Și acest portar, Nelsildo Reis, 76-21, bombă de portar, 13.800.000 clauza de reziliere. Da, nu putem să cumpărăm nici din Brazilia fără clauză de reziliere, destul de interesant.
Încă două transferuri, băieți, l-am luat pe acest Neviano Neves, 73-21 de ani, am dat pe el 4.400.000, l-am luat de la Corinthians și l-am luat și pe acest Lincoln din Portugalia, am dat 13.800.000 pe el, clauza de reziliere. Acum nu știu pe care să-l jucăm, băieți, pentru că amândoi joacă și central. Nu știu, cred că jucăm pe Lincoln deocamdată, bă, nu mai te prostii că poți să joci și acolo. Da, asta este echipa, băieți. Haideți să dăm în iarnă, să vedem care e situația. Ne mai trebuie un nou fundaș central, dar am încredere în Vitao. Dacă nu, cumpărăm unul bun. Da, suntem pe primul loc în iarnă, 55 de puncte. Echipa arată foarte, foarte bine, băieți. Toată lumea crește. Până și Lincoln este o competiție între el și Neves. Și Neves ăsta e foarte bun. Aș vrea să lucrez pe Lincoln ăsta. Să nu mă apar, n-am mâncat. Hai să jucăm așa, că n-avem ce să facem, n-avem nici pe pondare încă aici. Da, echipa arată bine, băieți, haide să dăm la final, să vedem. De fapt, n-are cum să mai pierdem campionatul. Să vedem măcar, poate prindem și noi vreo cupă, ceva, cine știe. Da, 114 puncte, foarte, foarte bine. N-avem adversar la ce echipă avem. Haideți să vedem ce alte competiții. FK merge la United, 2-1 cu Arsenal. Carabao merge la Liverpool, 3-1 cu United. Papa Jones merge la... Băi, ești nebun, am câștigat Papa Jones. Ne-a scos Wycombe în semifinale, băi, ești nebun. Da, Carla United urcă cu noi, 2-1 cu Forest Green. Champions League merge la Liverpool, 2-1 cu Bayern München. Europa League merge la Atletico Madrid, 4-3 la penalti cu West Ham, iar Conference League merge la Valencia, 3-5 cu Tottenham. Deci, da, după cum ați văzut, nu știu dacă ați văzut, noul antrenor celor de la Tottenham este Antonio Conte, fostul antrenor al lui Chelsea și Inter. O să fie o echipă foarte interesantă, cred că o să joace același sistem 3-4-3 cum a jucat și la Inter și la Chelsea, va fi foarte interesant de văzut. Dar să revenim la ale noastre, suntem în Liga 3. Da, băieți, un singur fundaș brazilian am putut să cumpăr decât pe Lucas Verissimo. Băieți, dacă vă mai aduceți aminte, cei care ați văzut episodul trecut la cu Benfica, a fost omul nostru de bază pe apărare acolo, așa că l-am cumpărat și aici, pentru că nimeni nu avea clauză de reziliere pentru a-l putea aduce. Da, asta este echipa, haideți să dăm în iarnă. Da, suntem în iarnă pe primul loc cu 67 de puncte, 12 puncte peste Luton în locul 2. Echipa arată destul de bine, băieți, Fredinho, ăsta e și capitan, dar degeaba e mâncat, așa că o să-l pun pe Verissimo, că n-a mai crescut deloc mâncat și ne cam îngrijorează, dar avem pe cine să cumpărăm, bani avem, nu e problemă. Da, Anterna din nou pe primul loc, 113 puncte, trebuie să vedem și noi ce alte competiții, chiar nu cred că nu am avut vreo șansă, dar e bine să ne uităm, FK merge la City, am fost și noi pe aici. Fiți atenți, băieți, că am ajuns până în semifinale, mâncată și ne-a scos City 3-1, pam! Mare ghinion, dar asta este experiență pentru băieții noștri. Carabao merge la City încă o dată, 3-1 cu Wolverhampton, Papa Jones merge și la noi, da. 2-3 cu Ipswich în sfârșit. Cine mai urcă cu noi? Wigan 1-0 cu Peterborough. Champions League merge la United, 2-1 cu Liverpool. Asta seară joacă United Atalanta. Cred că o să ia bădea United, nu știu, am eu o presimțire. UEFA Europa League merge la City 1-0. Bă, dacă știa City 3-3 ăștia, cred că a câștigat și campionatul, mă gândesc. 1-0 cu Villarreal, iar Conference League merge la Tottenham, 4-1 cu Fenerbahce. Da, băieți, haideți că suntem în Liga 2 și putem să cumpărăm și noi ce vrem. Începe noul sezon în Liga 2 cu ceva jucători liberi de contract, chiar dacă sunt bătrânei, măcar sunt brazilieni, n-avem de unde alții. Paulinho, băieți, dacă vă mai aduceți aminte de el, de Albert ăsta, îl știu de undeva, dar nu știu sigur. Pe Rafinha, sigur, îl știți de la Barcelona, a jucat și la Paris Saint-Germain și îl luăm liber de contract. Am cumpărat și eu un jucător chilipir, băieți, în opinia mea, Liquinha din Portugalia, am dat pe el 10.500.000 în ultimul an de contract, este forță, băieți, forță, forță, poate să joace și fundaș central, deci o să-l scoatem din schemă pe Petrinho, m-a dezamăgit și o să-l jucăm pe Liquinha, o să cumpărăm și un nou fundaș central, dar mai trebuie să ne vindem din ăștia să mai facem ceva cașcaval.
În sfârșit am reușit să aduc și eu un fundaș de calitate. Gabriel de la Arsenal am dat pe la 53.700.000, destul de scump, dar este 83 overall. Să-l și-l băgăm, uite, Veresino, direct la Națională, băiatul, cam toți avem la Națională, băiatul. Am luat și pe acest Pinto liber de contract brazilian, dar nu vreau să-l folosesc, să-l dau un împrumut, vreau să mergem cu Cipriano până la final, oricum e foarte bun, lupine asta trebuie să crească neapărat că îl mănânc dacă nu. Da, prieteni, suntem în iarnă, echipa arată foarte, foarte bine. Lucuinia mai trebuie să crească un pic, dar am mare încredere în el. Să-l băgăm aici, cred că-l băgăm aici, da. Da, arată foarte bine echipa. Suntem pe primul loc. Nici m-am uitat la ce loc, sunt sincer să fiu. Da, băi, 10 puncte peste West Bromwich, suntem bombă. Haideți să dăm la final, că abia aștept să jucăm cu echipa asta în Premier League. Da, băieți, câștigăm campionatul cu 112 puncte. 12 puncte, cred că este cea mai dominantă echipă cu care am început noi un rebuild. Eu așa zic, bă, este opinia mea. FA Cup merge la United 1 Crystal Palace. Carabao merge la... Mamă, am pierdut finala cu Wolverhampton, nici un 3-2, incredibil. Cine mă urcă cu noi? Brighton 2-0 cu Nottingham Forest. Champions League merge la United 2-0 cu Tottenham, Europa League merge la Atletico 2-1, cred că pentru al doilea an consecutiv, dacă nu mă înșel, cu Bergamo Calcio, iar Conference League merge la Everton, băieți, 2-1 cu AZ Alkmaar. Haideți că suntem în Premier League. Da, băieți, începe noul sezon cu ceva jucători liberi de contract, deci Alan luat liber de contract pe Alan. Următorul este acest Rodriguez, da, o să-l vând, o să-l folosesc. Moura, Lucas Moura de la Tottenham și acest Vinicius care a jucat și la Tottenham 79. I-am luat ca să îi dăm la schimb, să stea pe banca de rezerve. Alan ăsta de la Everton, da, liber de contract, nu știu de ce l-au lăsat, dar e bine pentru noi. Da, băieți, l-am vândut pe Reis cu 54 de milioane. Cred că la Everton n-a mai crescut deloc în ultimii 2 ani, așa că a trebuit să cumpăr un nou portar și l-am luat pe Ederson. Băieți, l-am dat pe Alan și 102 milioane, de aceea l-am luat pe Alan să facem o combinație cu el. 102 milioane și Alan, mamă, s-a accidentat Lincoln. Sper să nu lipsească prea mult. Să-l băgăm aici, Barosan, așa. Da, cam asta este echipa, băieți, nu știu ce să fac, să mai facem vreun transfer, dar întâi să vedem dacă putem să vindem ceva. Suntem pe locul 6 în iarnă, băieți, cu 30 de puncte, eu zic că este un loc destul de bun, echipa arată super, super bine, Lucuina mai trebuie să crească și el un pic, dar restul echipei arată bine de tot. Gabriel n-a crescut deloc, ceea ce mă îngrijorează, s-ar putea să-l schimbăm sezonul următor dacă nu se dă pe brazdă. În rest, toată lumea a crescut, haideți să dăm la final să vedem dacă jucăm și noi în vreo cupă europeană. Da, am terminat pe locul 4, băi, jucăm în Champions League, Evan Nilsson al nostru, 28 de goluri, goalgetter în campionat, nu știu cum Havertz este acolo cu 24, nu-mi dau seama, dar mă rog. Haideți să vedem și noi dacă am câștigat vreo cupă, ceva. FA Cup merge la Wolves 3-1 cu Southampton, Carabao la Arsenal 4-3 cu Liverpool. Champions League merge la Paris Saint-Germain 4-3 la penalti cu Milan, Europa League merge la Juventus 2-0 cu Everton, iar Conference League merge la Olympique Marseille 2-4 cu Porto. Bun, băiți, haideți să jucăm în Champions League. Da, băieți, începe din nou sezon din nou cu niște jucători liberi de contract brazilieni și bătrân. Fred de la Manchester United, 32 de ani, 80, dar luăm Piazon de la Chelsea, 31-75, bunicel. Neves, care a fost la noi, l-am vândut și l-au lăsat liber de contract și Felipe Anderson, jucătorul celor de la West Ham. Mi se pare că l-au vândut sezonul ăsta înapoi la Lazio, de care l-au cumpărat cu 30 de milioane, ceva de genul, n-a jucat mai nimic. A jucat primul sezon foarte bine, după aceea a fost ciumă. Îl vine și pe ăsta, că nu vreau să-l folosesc, o să-l vine și pe Gabriel 100%, că n-a mai crescut deloc. Sudakov, lasă-l să stea pe bancă. Da, prieteni, două noi transferuri, după cum v-am zis. Primul este Mateus Cunha, l-am luat de la Atletico Madrid, am dat pe el 70 de milioane, era în ultimul an de contract, iar al doilea este Eder Militao. Nu puteam să luăm pe altcineva decât pe Eder. 100 de milioane și pe Fred l-am dat de la Everton, un preț destul de bun. Hai să și băgăm aici. Uite, Felipe a intrat în echipă. Bravo, mă, nebunule.
Să te ținem noi aici, așa. Lincoln trece aici, Borsane, că tu poți să joci, ăsta nu poți să joci, da, nu poate. Da, în sfârșit echipa arată foarte, foarte bine, băieți. Haideți să vă arăt și o bombă nucleară, cred că e cea mai mare ofertă care am primit-o vreodată pentru un jucător. Fiți atenți. Fiți atenți cât îmi oferă City pentru a-l cumpăra pe Evalinson. 456 de milioane. Cred că e cel mai scump, cea mai mare ofertă care am primit-o vreodată pentru un jucător. Da, nu este de vânzare, sorry. Ultimul transfer, băieți, am zis să luăm un superstar pentru sezonul acesta. L-am luat pe Neymar Junior de la Paris Saint-Germain, am dat pe el 90 de milioane, la 33 de ani am dat 90 de milioane pe el. O să-l ținem pe Cunha deocamdată pe bară și o să jucăm pe Neymar aici. Da, cam asta este planul. Haideți să dăm în iarnă, să vedem pe ce loc suntem. Suntem în iarnă pe locul 5, băieți, cu 34 de puncte. Campionatul este foarte echilibrat. După cum vedeți, Newcastle sunt pe 2. Cred că i-au cumpărat arabii și în FIFA. Au ajuns ei acolo. Da, echipa arată bombă, băieți. Neymar a scăzut. Chiar nu mă așteptam să scadă, ținând cont că am jucat titular. Dar asta este. L-am băgat pe Cunha înapoi aici. Lincoln, bombă atomică. Deci avem o echipă. Cred că e naționala Braziliei. O aveți în față, băieți, nu cred că sunt alți jucători care joacă acolo, s-ar putea să joace în locul Marcos Antonio, mă gândesc Fabinho sau Casemiro și în locul ăsta altcineva, dar în alte poziții nu prea văd pe nimeni. Da, haideți să dăm la final, să vedem dacă jucăm finala și ne îndeplinim cel de-al doilea obiectiv, câștigarea Premier League. Da, băieți, jucăm finala cu fosta echipa lui Neymar, Paris Saint-Germain. Chiar sunt curios ce echipă au, o să vedem imediat ce echipă au băieții, dar întâi, haideți să vedem dacă am câștigat și campionatul și ne-am atins și al doilea obiectiv. Da, băieți, am câștigat la 3 puncte în fața lui United. FA Cup merge la United, ne-a bătut pe noi în finală 2-1. Carabao merge la noi, băieți, am bătut și noi pe Liverpool 3-2 în finală. Europa League merge la... De fapt nu s-a jucat încă, bă, incredibil. Se joacă între Atletico și Marseille. Cred că e pentru prima dată când nu se joacă finala. Incredibil așa ceva. Conference League s-a jucat nici Conference League. Hoffenheim cu Gladbach. Haideți să vedem echipa noastră întâi. Evalinson, monstru. Ați văzut și voi că am primit o ofertă de 450 de milioane pentru el. Tete la fel, la început bombă. Prazeracinio ăsta bombă din nou. Lincoln, n-ai cuvinte, foarte, foarte bun. Cunha, îl avem de puțin timp. Nu ne putem da cu părerea. Verasimo, cred că dacă l-am mai devreme, creștea 90 ca în celălalt episod. Cipreanu a crescut suficient când să ne facem treaba cu el. Militao a și crescut bombă. Dodo, din nou, bombă a crescut. Ederson l-am adus la 90, a crescut și el 92. L-avem pe Neymar pe bancă, o să-l bagă repriza a doua. Mamă, 5 star, 5 star. Da, haideți să vedem și echipa celor de la Paris Saint-Germain. Să vedem de ce au fost ei de acord să-l vândă pe Neymar. Cred că au niște super vedete. Ia, s-o fi jucat final acum. Cred că eram eu câteva zile înainte de finală, da? Pentru că era în ultimul meci. Uite, ne arată acolo că suntem campioni. Ia, s-a jucat final acum. Vreau să văd rezultatele. Europa League, da băi, s-a jucat Atletico 3-1 cu Olympiacos, doamne, cu Olympic Marseille, iar Conference League merge la Hoffenheim 2-1 cu Gladbach într-o finală 100% germană. Da, să revenim la ale noastre, ia să vedem echipa, Mbappé, Neres, Lozano, Kudus, McTominay, Tonali, Hermoso, Gertruida, da, o echipă foarte, foarte bună, băieți. Neres ăla e cam ciumă, nu știu Lozano cât a crescut, nu l-am cumpărat niciodată pe Lozano, cred că e cel puțin 85-86, Kudus ăsta e 88, Tonali 86-87 și McTominay cam 85, mă gândesc eu. Da, haide să-i dăm drumul la finala asta. Haide să-i dăm drumul la finala asta, băieți. Foarte, foarte interesantă această finală. Nu cred că au o echipă mai bună ca a noastră. Eu cred că nici la egal cu a noastră nu putem să spunem. Dar nu se știe niciodată cu Paris Saint-Germain, Mbappé acolo, ne dă o boabă două și după aia suntem la gara. Nu, acolo, bă, doiul ăla, de ce nu-mi fi dat-o la mamă, cătuși? Pintre. Ia uite, deja l-au dat. Deja începură să mizeze pe viteza lui Mbappé. Dă-i o parsoane tot aici, bravo, băi.
Bă, bun ăsta, mă, Prazeracinio. Hai! Frumoasă centrarea, Prazeracinio îl cheamă. Bravo, bă, frumos shoot. Frumos shoot. Trebuie să fiu foarte atent, foarte atent, băi, că dacă am luat un gol e greu să revenim cu Paris Saint-Germain și să nu mai greșesc pase de ăștia așa ușoare, Roy. Uite-l, bă, a început ăsta, gata. Hai, potolește-te, nebunule care ești. Uleu, uleu! Bravo, bă, Ederson, deci am cred că e cel mai bun portar la aparatul cu picioarele, are foarte multe execuții de ăștia. Cred că o fi jucat fotbal de sală, mă gândesc. Venea. Foi de capul meu, băi, ești nebun la capera să o luăm. Trebuie să fiu mai atent că e jale. Uite, n-am cu ce... Mamă, bă, las-o la foul, băi. Mă, cine este, mă, Lincoln? Lincoln mai greșit pasele ăștia că te scot. Îl bat pe Neymar, nu mă supăra. Ia uite, o să le trage Ramos. Am citit ceva astăzi că vor să îi termine contractul, că n-a jucat niciun meci, asta mai mult accidentat. Cred că la jucători ăștia peste 33-34 de ani, eu le-aș pune un contract din ăla. Ești plătit cât joci, da, sincer. E când ești folosit, ești plătit. Dacă nu, pași și la revedere. Bine, să aibă și un salariu mic acolo, dar ca să-l aibă 11 milioane și să stea pe bar atâta timp. E jal, e naș. Bine, nu mai Paris Saint-Germain își permite aroganțe de ăștia. Dar totuși pentru și ține o pierdere foarte mare să plătești un jucător cu 11 milioane pe sezon și să stai să te uiți la el. Bine că a fost și o lovitură de marketing, mă gândesc, dar totuși. Te vă pase, mă. Uite după el. Mamă, ce a scăpat în Mbappé acolo. Ești portar, bravo. Bă, mamă, ce dacă eu dădeam mai devreme... Mamă, ce greșel fac aici, bă, ești nebun, bravo, bă, bine că ai recuperat. Dă-i, du-te, Baros. Hai, Vanilson, că de-aia faci 400 de milioane, dă-i cu golațul. Mamă, da, ca ciobanul, bă, ești nebun. Chiar nu știu de unde l-a cumpărat Porto. Dar se pare că e bunicel. Mamă, aproape de intercepție. Dăinea. Bravo. Bă, dar ce trec, mă, nu suntem în stare să le dăm un gol ăsta. Mă, ești nebun la cap, așa de slab suntem. Hai, Ciprian. Ai urcat în atac. Frumos tackling, frumos tackling. A ieșit cu ea în aut, nu-mi vine să cred. Fault. Cine mă de el? Bă, rapid și logozanul ăsta, mă. Nu, că ne dă ăștia gol. Mamă, bravo, bă, Verissimo. Dă-o. Nu acolo, bă, nu acolo. Bă, dar ăștia se leșinează rău ai mei, mă, dar de ce oare? De ce oare sunt leșinanțe și a trebuie neapărat să facem o schimbare, să-l băgăm pe Neymar? N-am auzit deloc de la până acum, să-mi bap cea dacă am auzit de Cunha până acum, n-am auzit deloc. Hai Neymar, fă-ți datoria, Barusane. Ar fi culmea să dea gol tocmai Neymar. Frumos. Bravo, Tete. Bravo, bă, ești nebun, Tete. Ăla-i golul. Portar bun, bă, și ești nebun. Hai cu golul acum. Bă, ești nebun. Dacă a scăpat asta aici, e gel.
Hai, Dodo, că nu fuge cu duș mai repede ca tine, Barosane. Du-te. Perazinho! Băi, ești nebun la cap, a apărat ăla iară, băi, ești nebun. Cu ce păr lung are ăsta, vă zici că e Edgar Davids. Și au departe. Bă, dar așa, cine vă mai să facem noi ceva schimbări pe aici? Că ceva nu merge bine, nu-mi dau seama ce. Tactici. Press after, da. Așa. Forums, da, mă, eu sunt așa. Hai, mei. Bravo, băi! Băi, ești nebun la cap că te-a apărat ăsta. A fost și fault. Și am vrut să-mi scoate, scoate. Bă, numai din cap ea, băi, ești nebun. Hai cu gol! Nu pierdem acolo, Baros. Bravo, bă, ești nebun. Dacă nu i-o lua, era jale pentru noi. Mamă, mamă, de unde a ratat ăsta, măi, ești nebun la cap. Ia uite și tu. Să puteai, mă, să o opri, să o tragi înapoi, dreacu, să șutezi. Mai în FIFA aveți, bă, așa ceva. Mă, ia uite ce ne fac. Mamă, ce tackling acolo la... Ori roșu, ori... O lua. Bravo, bă, ce trecere a lui Peranzinho, Peranzinho, Peranzinho. Neymar, mă, v-am zis că de Neymar. Deci v-am zis, mă, că de Neymar. Del, bă, drec. Fă-o pe aia, Tavarosane. Ia uite, bă, că se bucură, bă. Ai jucat drecul și tu acolo la Paris Saint-Germain, te bucuri așa. Bă, dar presimțeam eu că dă el gol, mă, să-mi bat picioarele. Deci presimțeam că dă el gol. Da, și-a mai merge, și-a mai merge, și-a mai merge. Bă, dar ce, iau, și recuperează Neymar. Cerca pasa. Bă, ce fă, a fost penalti? Lovitură indirectă. Cât să-și, doamne, ce trebuie, nu se aplică regulile în FIFA. Mamă. Ce au te băi jegoși, ce noroc au avut băi, ești nebun la cap. Ce da prost, bă, dar ce noroc au avut ăla, băi, ești nebun la cap. Ia să vezi că ne îmbrăligă ăștia, băieți. Eu te-ai mei ăia, ce faceți, bă, acolo, pușcăriilor? Eliberaseră mijlocul de tot, bă, ești nebun la cap. Uite ce gol am luat, bă, ești nebun. De tot rahat. Ah. Rămâneți, bă, aici unde vă duceți. Bravo, bă, bun tecnic. No, ne dă gol ăsta. Ne dă gol, sigur. Dă-i Neymar. Du-te, Baros.
Mamă, băiele, și n-a Lincoln, bă, n-a mai poate să alerge deloc. Du-te, bă, incredibil așa ceva. Du-te, bă, jegosul ăsta, iar a scăpat ribe. Bă, dar nu joc, bă, nimic aici, nebun la cap. Deci nu joc nimic să atac așa și ăștia rămân sigur cu ribe. Mamă, ce le-a salvat ăla aici, nebun, nu vine să cred. Fai de cap, mă, deci nu vine să cred. Deci a doua oară când era să luăm gol așa. Cred că cam îmi bate la tactici, mă, gândesc că prea scapă ăștia, mă, așa. Mamă, roșu. Ta, mă, prost sunt. Galben. Am scăpat. Am scăpat. Mamă, ce crezi că e penalti? Nu mai poate asta. Bă, dar ne prinde și n-am să-mi bag picioare. Ne-au prins, gata. Incredibil și așa ceva, mă, ești nebun, incredibil. Ce incredibil așa ceva. Nu ne dăm bătuți, bă. Nu ne dăm bătuți, bă, niciodată. Și nebun la cap. Tete. Puh, ia uite, bă, ce m-a enervat. Sunt un pic bine că și e căzură fizic, dar și ai mei sunt topiți. Trebuie prea, prea scapă ei repede acolo, pe apărare. Deci din două pase, gata. Ori nu facem noi pas la offside bine, ori nu-mi dau seama. Ce nu merge bine acolo? Că omul minus nu avem. Deci omul minus nu avem. Mai putem să dăm un gol, nu? Și culmea dacă mai putea. Iată ce ține asta de minge, băi. O recuperez și o dau imediat. A, mă, că n-a fost nimic aici, nebun la cap. Bate tu, Marquinhos, că tu ești bun pe lovituri libere, asta e adevărul. Da. Ce-a făcut, mă, portarul ăla în cățăș? Fă offside, dar portarul nu știu ce a făcut portarul la faza asta. Păi de capul meu, nu-mi dau seama ce vreau să facă portarul acolo. Nu, ne domină ăștia peste tot. Hai de capul meu ce am scăpat. Ne domină peste tot, băieți. Hai, Dodo. Hai, Barusani, mai poți să alergi? Ce ratare, bă, ești nebun la cap. Nici n-a dat pe poartă, mă. Hai de cap, nu gata, asta. La penalti, la penalti, la penalti, e jale. La penalti, e jale. Mamă. Mamă.
Bă, dar ce goluri de Rahane au dat. Deci niște goluri de... Sincer. Niște goluri de Rahat. Ia uite, Neymar cel mai bun la noi. Valinson pe 2. Lincoln pe 3. Hai că avem primii 3 sunt buni. Bravo, bă, ești nebun la cap. Să vedem dacă dăm și noi gol. Hai Neymar, Neymar. E Neymar, bă, ești nebun la cap. Calmate, por favor. Ceam, bă, și am vrut să mă duc chiar acolo, ești nebun. Hai, Valință de pe mijloc. Bravo, Barosan. Hai că dai în dreapta, mă. Mamă, așa ceva nu se salvează, mucate-și. Hai, Lincoln, dai și tu gol. Bravo, mă, Barosan, e imparabil așa ceva. Ederson, frumos, frumos, frumos. Acum e acum. Acum e acum. Să dăm aici. Bine, bă, bine. Hai, Ederson, apără pe asta. Ăla e, bă, gata. Ăla e, ăla e, mamă ce grea a fost finala asta, să-mi bat picioarele. Vai de capul meu, uite brazilienii lui Lucescu, vai de capul meu, mamă, dar a dat ăsta la tăbârca, McTominay. Fuu, bă, greu de tot, greu de tot finala asta, deci foarte, foarte grea. Ia uite aici și... Neymar, gol și la penalti, gol și 90 de minute, ce să mai... Bombă. Ia uite, am deblocat și realizarea acolo. Haideți să mai vedem echipa asta odată. Păi că e bomba atomică. De fapt a fost bomba atomică echipa. Citați-vă aici, deci cel mai scump jucător din istorie, Evan Nilsson. Prazera Cinio ăsta foarte, foarte bun. Marcos Antonio știm că este deja foarte bun. Lincoln ăsta nu mă așteptam să fie așa de bun, dar e bombă. Da, echipa foarte, foarte bună, băi. Sper că v-a plăcut acest episod. Mi-a venit ideea când am văzut pe Lucescu la Dinamo Kiev acum așa. Ia, mă, să facem noi cu brazilieni ceva. Da, cam atât pentru acest episod, băi. Vă salut. Lăsați și voi un like, vă rog frumos. Considerați să vă abonați, iar noi ne vedem în următorul episod.